Salutare și bun venit la un nou video! Iată-ne aici cu noul Need for Speed Payback lansat și dacă vă amintiți din videoul precedent când am spus că o să primesc 5 mașini, da, le-am primit și aceasta este una dintre ele, acest Volkswagen Golf GTI Club Sport. O altă mașină, Camaro SS, acel gigant Ford de care vă spuneam, Dodge Charger-ul și un Nissan 350Z. Asta o să fie mașina de drift. Asta o să fie un runner. Probabil ne vom bate cu poliția, din ce știu eu și din ce am văzut. Off-road-ul, asta va fi pentru drag, probabil, și asta pentru curse. Iar noi o să ne continuăm storyline-ul, să zic așa, în care o să facem un off-road race, un off-road sprint race, mai corect spus, și vom avea nevoie de acest Ford. Așa că să-i dăm bătaie. Iar acum să părăsim garajul. Da. Da, și uite-l, frate, cât e. Mamă, și cum se aude. Și cum merge. Da, m-am gândit că îl va conduce Mac. Uitați cum arată. Dar noi să mergem să facem cursa, fiindcă de asta o să avem nevoie. Da, și sunt curios să văd ce o să avem de făcut. Din câte observ eu, o să am nevoie de nivelul 140. Ba nu, 130. Da, și noi avem nivelul 136 la mașină. Așa că să-i dăm bătaie. Mamă, frate, uite, cu Golf 2. Miles outside the city, it's just sky as far as the eye can see. League 73. Udo Roth. Cu ăsta va trebui să ne batem la final. Să distrugem și clanul ăsta pe care nu am fost atent. Adică Liga 73. I know who you are. You're Hash Tiger's drifting buddy. You here to take a tiger selfie, Mac? Screw that. I'm an off-road racer, same as you. Mamă, uite că îi se vede mașina ăla. Beat my racers and Într-adevăr, Ford Raptorul ăsta e imens. Sidebet. Trebuie să lovesc 25 de obiecte și să câștig cursa. Ok. Să văd ce pot să Fresh meat fac. is on the lunch menu, boys and girls. Ooh, careful now. I bite back. Mamă, frate, Speed Hunters. Hope you're ready for this. Dați-vă la o parte că vin eu. Mamă, dar ce mare îi față de celelalte mașini. Încă 23 de obiecte. Da, dar chestia este să și câștig. Așa că ce o să iau? Să iau tot ce prin la în față. Semnul ăsta, de exemplu, semnele astea, dacă mă înțelegeți voi. Dar asta nu ar trebui să... Mamă, mamă! Mamă, frate, dar ce airtime ai aici? Hai că am lovit o grămadă de obiecte. Ok, bun. Încă 15 obiecte. Încă un obiect. Dar hai să mă bag eu un pic cu gardul ăsta. Da, și îmi sunt aproape gata și bateriile
la controller, dar asta nu va fi o problemă. Vom merge să le schimb. Nu, n-am reușit. O să pierd 700 de dolari, să pierd pariu. Doar să nu pierd cursa. Da, nu am reușit în schimb să fac challenge-ul, dar am câștigat cursa. Mai aveam nevoie? Nu. Deci da, am pierdut 700 de dolari, după cum spuneam, dar am câștigat 6300. Deci, da. Iar acum... cu ăsta de aici. Da. Hai că o să-l echipez pe ăsta. Prima misiune este gata. Mai avem încă două. Asta voi face, dar între timp o să mă duc să-mi upgradez și mașina. Uite că aproape am ajuns. Eu între timp am fost și mi-am făcut un pic de upgrade la mașină. După cum puteți vedea, avem level 155. Acum trebuie să stau pe prima poziție pentru 60 de secunde. Da, și într-adevăr, accelerația mea față de a lor probabil e un pic mai bună. Am observat că am pornit mai repede ca și ei. Și trebuie să îl depășesc și pe ăsta. Perfect. Sunt în fața lor de ceva timp. Sper doar să nu fac ceva prostesc, să mă depășească sau... nu știu, să pierd cursa. Bun. Pe 500 de metri rămași. Uită și linia de finish. Și am câștigat, desigur. Bun, am făcut și misiunea asta. Mai avem încă două. Levelul mașinii 157, iar noi 170. Deci va trebui să merg să mai fac încă un upgrade. Și asta voi face. Da, și între timp eu am fost să-mi fac upgrade la mașină din nou. Am reușit să aduc mașina până la nivelul 163. Sper să reușesc să câștig și cursa asta. Eu să vedem. Și sper să reușesc să câștig și cursa în același timp. Am de făcut 5 km. Sper doar să reușesc să câștig și această cursă. Da, și după mai multe încercări sper să reușesc să câștig cursa asta. Fiindcă mi-a dat niște bătăi de cap. Da, și uite că am reușit. Chiar dacă nu am făcut obiectivul, pariul, dar m-a distrus, sincer să fiu. Am pierdut 700 de dolari, dar nu mai contează. Bun, și hai să vedem astea, frânele. Nu o să o folosesc, o să o vând. Perfect. Și așa
Să am nevoie de bani. Iar acum ultima misiune. Și să merg acolo să văd ce am de făcut. Bun, dar ar fi mult mai ok. Mamă, are level 180, ceea ce va trebui să merg să-mi mai fac un upgrade la mașină. Și da, o să văd. Da, și pe mai multe curse am reușit să fac upgrade la mașină, deoarece aveam nevoie de bani ca să mă pot bate și să câștig contra lui Udo, deoarece el are level 180 la mașină, iar eu aveam doar level 165, iar acum am 193. Așa că să începem cursa. Trebuie să sar pe o distanță mai mare de 60 de metri, cam ăla-i pariul. Hope you're ready for this, Udo. Dar, să vedem ce o să reușim. Și să-i dăm bice. Da, carne proaspătă, stai să vedem. Care dintre noi o să câștige? Știu că sunt la o distanță, nu chiar, de fapt acum sunt la o distanță destul de mare de el. Dar să văd ce voi reuși. Nu. Da, perfect. Iar acum să vedem marea săritură. Uite că am reușit și pariul. Iar acum rămâne doar să câștigăm. Să ieșim pe locul întâi, ceea ce eu cred că nu va fi așa greu. Băi, dar tu ce credeai că eu n-o să câștig? A, deci nu era un sprint race, era chiar un race mai degrabă, cu două ture. Din ce observ eu? Sper doar să nu se apropie tare de mine. Perfect. Mai am încă 2 km. Any connections to the airfield? Yeah, man. We used to sneak in there to scope out the UFOs when it was a secret military base. Had to off-road out of there when they spot us. That's amazing. Wait, for real? No. Ow. Mama. Băi, important e că am luat și checkpoint-ul ăsta. Ce prost m-am dus acolo. E nu vine să cred. Ca norocul că am fost la o distanță destul de mare de el. Da, și finish line-ul e chiar aici aproape. Deci, da, l-am bătut și pe Udo. Udo Roth. Ți-am arătat eu cine e șeful. Know what? I am taking a selfie to celebrate this. Da, o să-și facă și un selfie să se bucure de acest eveniment. Iar acum sper să-mi dea ceva bun. Îmi place. Chiar îmi place, o să
echipez mașina. Bun. Uite că am reușit să câștigăm, să batem și Liga 73. Mi-a deblocat și mașini noi. Nissan Silvira, Golf GTI. Dar noi avem deja mașina asta, inclusiv și Ford-ul ăsta. Acum îl conducem. Și da, cam asta a fost cu misiunea asta. Noi o să ne reauzim în videoul următor, deoarece o să avem și o misiune principală de făcut. Și da, cam asta ar fi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share și un subscribe ca să fiți la curent cu videourile pe care le postez. Dar nu uitați să activați și clopoțelul. Iar noi ne reauzim în videoul următor. Pa, pa!